Am revenit după publicitate, ne continuăm discuția. Foarte frumos spune Clarisa, recunoștința de multe ori lipsește din trăirile noastre zilnice. Mi-aminteam acum în pauză de cineva, nu vreau să dau nume, care povestea așa că el și când spală vase, se gândește cu recunoștință la cel care a făcut acea farfurie, după aceea când mănâncă se gândește cu recunoștință la cei care au cultivat acele alimente, care le-au comercializat, dincolo de asta, care le-au dincolo gătit, de asta, le-au preparat. Uite, eu discutam cu o doamnă care îmi spunea m-am săturat să spăl atâtea farfurii, toată ziua spun farfurii, exact. Numai asta fac, parcă așa. Și am zis, ok, ia gândește-te că ai fi singură. N-ar fi nimeni cu tine, da? N-ar fi nimeni după care să speli. Cum te-ai simți? Da? Nimeni cu care să schimbi o vorbă. Dacă ai avea pe cineva bolnav foarte tare lângă tine, pe care te-ai strădui să-l hrănești cu lingurița, gândește-te ce binecuvântare că ai o familie care este în jurul tău, cu care poți să vorbești, ai copii sănătoși, da? Ai un soț sănătos care muncește, care te iubește. Tu speli farfuriile alea după familia ta care a mâncat cu drag ceea ce ai gătit tu. Cum te face asta să te simți dacă te gândești din perspectiva asta? Vezi, noi trebuie să știm să schimbăm un pic optica, perspectiva în care ne uităm. Noi am fost învățați, poate, sau și ne-am învățat noi mai departe, să privim greșit. Se spune că omul care suferă înseamnă că se uită greșit la situație. Hai să schimbăm un pic, evident, perspectiva și să ne gândim diferit. În fiecare situație a vieții noastre, oricât de mult nu ne-ar plăcea, să facem tot posibilul să găsim și, evident, e mai ușor din exterior, dar dacă o facem noi din interior, e și mai bine, să găsim partea bună a lucrurilor. Nu mă duc în ideea aceea optimismului care vede peste tot numai lucruri bune, pentru că sunt destul de multe lucruri pe care trebuie reparate în această lume și în viața noastră, da? Dar să vedem o situație care este în viața noastră, să îi vedem utilitatea, pentru că se spune că nimănui nu îi se dă mai mult decât poate duce. Adică, evident, traduce asta printr-o sintagmă și am fost surprins să văd că oamenii zic, domnule, deci cu cât ești mai atras de tărâmul acela spiritual, cu atât car mai multe în spate, nu neapărat, dar cu cât ești mai aproape de tărâmul acela spiritual și ai greșit, evident că acea căzătură va fi mult mai mare. Vorbea Clarisa de recunoștință. Mai dureroasă. Și eu aș spune că orice rugăciune din această lume ar trebui să fie o dovadă de recunoștință. Avem tendința, din păcate, de a ne duce și a cere. Cui? Lui Dumnezeu, da? Ne ducem și cerem. Noi le cerem fără să ne dăm seama tuturor celor din jur. Și e cea mai mare greșeală, pe ce? Să se comporte cum vrem noi, să fie cum vrem noi, să facă ce vrem noi, să se întâmple lucrurile cum vrem noi. Ba chiar avem totuși curajul, că nu vreau să-i spun neobrăzare, dar avem curajul să mergem, să-i cerem lui Dumnezeu ceva. Ok, Dumnezeu e acolo și ne ascultă. Întrebarea e alta. Noi ce am oferit? Începând de la o relație, fie ea soț-soție, iubit-iubită, tată-fiu, șef subaltern, colegi de muncă, vecini, ce oferim noi? Ce am oferit noi în acea relație de a avem atât de multe pretenții? Ce am oferit noi lui Dumnezeu de a avem atât de multe pretenții? Și cum e asta, practic, cu acele lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu ne-a crescut până la vârsta maturității noastre sufletești, după care ne-a dat drumul în lume să ne dezvoltăm și să creăm ceea ce ne dorim noi. E ca relația cu părinții, da? Părinții ne-au crescut până la vârsta optimă, după care noi am plecat în lume să ne dezvoltăm și să creăm propria noastră viață. Asta îi cer lui Dumnezeu, e ca și cum eu la 46 de ani cât am, mă duc la tata care are 70 și îi spun, dă-mi, da? dă-mi bani, dă-mi aia, da? Faceți exercițiul ăsta. Cum pot eu, om matur, cu o viață, cu copii, cu ceea ce am eu în viața mea, să mă duc la tata care m-a crescut, da? Sau la mama, la vârsta asta,
și să-i le cer tot lor. Ei care au făcut pentru mine, m-au îngrijit, mi-au dat ce au putut, dar educația care au putut, o mi-au oferit ce au putut, până în momentul în care eu am putut să fac singură. Și eu acum, nu că n-ar exista cazul de genul acesta, da? Dar exact așa se comportă și oamenii de la nivel sufletește cu Dumnezeu, da? Dumnezeu ți-a dat. Tu ai toate lucrurile la îndemână. Victor Cochet spunea, medic francez de la 1930, spunea, omul are toate caracteristicile necesare să reușească cu singura condiție să fie conștient că le are. Exact. Da? Să ne uităm la ce caracteristici avem, să vedem care sunt aptitudinile noastre, să ne punem în practică, să facem, să avem încredere în noi în primul rând, să avem determinare și voință, dar o determinare și o voință ieșită din străfundul sufletului, pe care să nu o abandonăm după o săptămână, două, trei. Pentru că viața noastră durează 80, 90 de ani, 70, 60, depinde de cazuri. Noi să ne facem plan, oamenii nu-și fac plan, ei vor să cadă din cer, când? Acum, dacă se poate. Că am muncit o viață întreagă și n-am făcut nimic. Dar de ce? Dar de ce ai muncit acolo? Dar de ce n-ai muncit în partea cealaltă? De ce nu ți-ai schimbat locul de muncă? De ce nu? Motive pentru a răspunde la aceste întrebări ca omul să stea în acea situație pot fi o mie. Pentru că omul întotdeauna își caută scuze. Da? Asta ar trebui să facem în perioada următoare. Pentru că o să mergem la biserică și o să ne rugăm. Haideți să mulțumim. Nu te cerem. Haideți să mulțumim pentru tot ceea ce avem în viața noastră. Haideți să mulțumim pentru tot ceea ce există în jurul nostru. Începând de la, nu știu, e primăvară acum, chiar e primăvară pe bune, până și la Brașov s-a dus toată zăpada mieilor și a venit primăvara. Dacă nici asta nu ne bagă sau nu ne introduce într-o stare frumoasă, știți că foarte mulți oameni primăvara se îmbolnăvesc. Se spune că este astenie de primăvară, domnule. Nu știu de unde au scos termenul ăsta. Știți despre ce e vorba, de fapt? Energetic vorbind, oamenii aceștia nu sunt pregătiți pentru bine. O iarnă întreagă, din octombrie, noiembrie, de când a început să plouă, să lingă, să lapoviță, ninsoare, ploaie, una, alta, frig, facturi mari la gaze. Și în sfârșit ai trecut la liman, da? Ai ajuns, e soare, e frumos, aoleu, acum răcesc, n-am răcit toată iarna, acum răcesc, da? Pentru că e o stare de conflict. Tu nu accepti, noi nu acceptăm binele din viața noastră, ne-am obișnuit atât de mult cu răul, să ne văităm, să ne plângem, să căutăm nemulțumiri, încât în momentul în care ies afară și văd și zic, ce frumos e afară, că, păi da, dar uite aia, uite noroi, uite gropi, uite, întotdeauna vom căuta, din păcate, unii oameni, nu toți. Eu pentru aceea vorbesc. Vor căuta nemulțumiri. Să căutăm ca de fiecare dată când găsim o nemulțumire în viața noastră și mai ales în perioada asta, să căutăm două mulțumiri. Două lucruri pentru care mulțumim. E o groapă în șosea. Frate, tu mulțumește-te că ai mașină și ai cu ce merge, pentru că uite-te în jur. Ei merg pe jos. Poate că nu pentru că n-au mașini, nu pentru, ca idee. Ei merg pe jos. Unul la mână. Doi la mână. E sănătos și stai în acea mașină, da? Și tu te plângi de groapa din asfalt, care există acolo. Tu poți să te plângi încă un an, ea tot acolo poate va fi. Cu cât oamenii se plâng mai mult și nu fac ceva în privința asta, cu atât acele gropi vor fi acolo. Câți oameni din orice oraș din țara asta știu că pot merge la primăriile de care aparțin și să facă anumite reclamații cu zona de numărul cutare, eu groapă acolo, vă rugăm să... Credeți că dacă primăria n-ar primi câteva mii de scrisori? Adică să vă gândiți așa la scrisori. Noi avem, acum e mai ușor să trimitem mail-uri, să facem online. Dar gândiți-vă dacă am trimite. Uite, în Brașov sunt 500.000 de oameni. Dacă 10.000 de oameni, dacă 20, dacă 30.000 de oameni, dacă 50.000 de oameni, 10% s-ar hotărâ să trimită scrisori, da? Scrise frumos, de mână, la primărie. Credeți că nu s-ar schimba lucrurile? Dacă în fiecare oraș din țara asta vom face un lucru minor, să scriem o scrisoare, domnule primar, îți mulțumesc pentru 7.000 de lucruri pe care le-ai făcut pentru orașul nostru, am o rugăminte, uite, la mine în fața blocului se întâmplă asta, că vor fi, sau că nu vor fi citite, nu contează. Ideea este că tu ai făcut ceva în privința asta. Domnule, noi nu putem face, noi putem face atât de multe lucruri încât nu suntem conștienți de asta. Și în ultimul moment al existenței noastre, în ultima noastră suflare, putem face ceva, da? Ceea ce însuflețim noi contează extraordinar de mult. În ultimul moment al vieții noastre putem face ceva. Omul, exact cum dădea exemplu mai devreme, omul e mult mai obișnuit să stea cu nemulțumirea, da? Uite, este acea situație cu groapa asta.
se vor strânge, nu 50.000 de oameni, păi, da? Am exagerat. Se vor strânge, dar se vor strânge 100 de oameni care să povestească zile în șir despre acel lucru. Ei, acei 100 de oameni pot să caute o soluție și să facă exact ceea ce ai spus tu, da? Dar noi suntem obișnuiți să stăm cu nemulțumirea. Uite, un om stă, ai dat exemplu cu serviciu. Un om stă într-un serviciu care îl nemulțumește, cu un șef care îl nemulțumește, cu colegi care îl nemulțumesc, cu un salariu pe care îl nemulțumește, e în stare să stea ani de zile și în fiecare zi să vorbească despre nemulțumirea lui, cât de prost e plătit, câtă muncă depune, cum e șeful, cum e compania, dar fără să facă ceva în direcția aia, fără să se ducă să spună, uite, vreau o mărire de salariu, fără să-și ia două zile libere de concediu, de ce, că nu îmi permit, fără să caute să-și depună CV-ul în altă parte, să ceară altceva, da? E mult mai ușor să stea în mulțumire și aia produce cele mai mari erori în omul însuși. Exact, voiam să completez un pic ce a spus Cristian și ce a completat tu, că tema era cum să ne pregătim sufletul. Bine spuneți, acel exercițiu pe care îl sugerai tu, Cristian, la orice nemulțumire să ne amintim, să contracarăm acel gând de nemulțumire care ne vine sau care îl naștem noi ca și gând de nemulțumire, două idei pentru care putem fi recunoscători și să mulțumim. E un exercițiu interesant. Acesta ne-ar întări sufletul și ne-l-ar pregăti pentru evenimentele care vin, chiar dacă este un eveniment, o sărbătoare. De ce spun asta? Pentru că de multe ori, dacă întreg anul sau o bună bucată de vreme nu ne hrănim sufletul, nu mai suntem pregătiți nici măcar să ne bucurăm atunci când avem o sărbătoare așa de mare, de exemplu, cum este cea care se apropie acum. Dar orice fel de sărbătoare. Povesteam chiar în urmă câteva ore cu niște amici, au inaugurat ceva, un obiectiv frumos. Zice, hai să celebrăm. Ce rar facem asta, când am putea să celebrăm fiecare zi din viața noastră, pentru că ne-am mai trezit sănătoși, poate că ne mai strângem undeva, ne mai înjunghie, dar asta e. Să începem ziua cu un gând bun, uite așa ne hrănim sufletul și ne pregătim sufletul, ne pregătim pe noi să putem trece cu bucurie toate încercările vieții, fie ele bune sau mai puțin plăcute, mai puțin dorite. Exact. De aceea am vrut să subliniez că foarte frumos acest exemplu. Fiecare care zi în care ne trezim, da. Ne gândim că de fapt acum de această mare sărbătoare ne bucurăm de învierea lui Iisus. Ce-ar fi să ne gândim în această notă că noi în fiecare dimineață reînviem, da? Pentru o nouă viață, pentru o nouă existență. Să ne gândim că, uite, e prima zi din noua noastră existență reînviați. Sau prima zi din tot restul vieții mele era o formulare sau una mai așa, mai a unui maestru, nu mai știu ce maestru era, din Asia era, zice, în fiecare dimineață sunt recunoscător că m-am trezit tot om. Că nu m-am reîncarnat într-un câine sau într-un alt fel de animal. Bine, o spunea așa de dragul umorului. Dar, într-adevăr, ce spuneai și tu, spuneam și eu. Hai să fim recunoscători din prima secundă a fiecare zile. E prima zi din frumoasa noastră viață care atunci începe restul vieții care îl avem. E nevoie doar să vrem. Motive avem și să mergem la culcare și să mulțumim pentru ziua respectivă și să fim recunoscători a doua zi că ne-am trezit. Nu cred că merge cineva la culcare cu gândul că auleu, dacă nu mă mai trezesc mâine. Nu. Mai sunt toată și lumea merge făcându-și planul. Mâine o să fac aia, vorbine aia, astăzi s-a întâmplat sau așa ar trebui. Astăzi s-a întâmplat asta, aș face o mică revizuire sau așa ar trebui. Asupra zilei, unde crede că a greșit, unde crede că ar fi putut face mai bine, unde poate face mai bine mâine. Aceste exerciții nu fac decât să ne întărească capacitatea noastră de a merge înainte, capacitatea noastră de a urca. Haideți să luăm pe cineva care n-a făcut exerciții fizice de 3 ani de zile și a lucrat doar la birou acasă, și să luăm pe cineva care merge în mod constant doar de 2 ori pe zi, nu neapărat la sală, cât de 2 ori pe zi iese și face mișcare afară, da? Merge
o jumătate de oră în fiecare zi și să luăm cu noi pe munte. Atunci vom observa cine poate să țină pasul, cine nu poate să ține pasul, cine se plânge, cine nu se plânge. Deci noi nu avem exercițiu de a merge înainte prin viață. Să ne redobândim acel exercițiu de a merge înainte prin viață și în momentul în care merge înainte prin viață, drumul îi pare, chiar, poate că nu e, pentru cei din jur e mai greu. Pentru mine pare ușor, pentru mine pare lin, îl văd și eu că este abrupt, dar eu îl urc mai ușor decât altul care s-a plâns până aici, până am ajuns la acest scop. Și când ajungem în vârf, satisfacția pentru toți trei este aceeași, doar că unul ajunge rupt de oboseală și zice că nu va mai face asta niciodată și nu știu de ce a făcut-o și nu știu de ce, cu toate că o să mai facă, fie că vrea, că nu vrea, mă refer la acest drum ca fiind o viață și altă viață și altă viață, însă să parcurgem, să comparăm viața noastră cu un drum acesta pe munte, în care putem să ne plângem, putem să admirăm priveliștea, putem să admirăm animalele, putem să mulțumim că suntem pe acel drum împreună cu cei din jur. Și acum cu recunoștință, trebuie să vă duc la cunoștință că am ajuns la pe acest drum al acestei călătorii în această emisiune la sfârșitul minutelor alocate. Eu vă mulțumesc cu recunoștință pentru că ați fost alături de noi. Dacă mai aveți foarte scurt, două, trei vorbe fiecare, că trebuie să închidem după aceea. Eu aș spune doar atât, să ne aducem aminte să fim oameni printre oameni, indiferent că vin, trec, rămân în urmă sărbătorile pascale, să sărbătorim această sărbătoare și să o conștientizăm ca fiind cel mai mare dar pe care am putut să-l primim vreodată ca umanitate. Și să nu uităm niciodată că suntem veșnici. Da, mulțumesc, foarte frumos spus. Dragi prieteni, eu vreau să vă urez sărbători luminate. Nu uitați să vă bucurați, să întâmpinați această frumoasă sărbătoare cu multă, multă bucurie în sufletele voastre. La fel vă doresc și vouă, Clarisa și Cristian, sărbători fericite vă doresc. La revedere, să auzim numai de bine.